Înainte de a trece la subiectul acestui video, aș nu enorm fiecare like și subscribe cu clopoțel, pentru că depun foarte mult timp în realizarea acestor clipuri și mă motivează să continu această serie. După cum spune și titlul, o să renunț din a mai folosi hack -uri. iar motivul este unul singur, îmi fac propriul hack. Ok, hai să lăsăm gluma la o parte și să vorbim serios despre acest subiect. Mă joc cu coduri din 2016 până în prezent și ca oricare dintre voi am folosit multiple hack-uri. Mereu când postam un clip fie aici pe YouTube, fie pe TikTok, primeam de obicei întrebări precum Don, ce hack recomand pentru regis? Sigur nu? nu iau don't dacă folosesc codul ăsta și de fiecare dată ori ignoram întrebările sau recomandam anumite hack-uri care, bineînțeles, nu erau în bugetul vostru sau fie nu erau publice. Sincer să fiu cu voi, lucrez la acest proiect de mai bine de o lună, alături de developer chiar super ok. Scurtă paranteză, nu este român. De aici e mica inactivitate pe YouTube, unde postam o dată la săptămână și țin să-mi cer scuze în fața voastră, dar chiar îmi doresc să fac ceva calitativ. În schimb despre hack, că probabil sunteți curești, m-am gândit în felul următor. Sunt persoane care injectează hack doar pentru a folosi skin changer, chiar dacă hack-ul are mai multe opțiuni. Bă, și ce am zis? Hack-ul ăsta a meu să aibă mai multe versiuni. Câte versiuni? 3 mai exact. Prima să fie doar cu skin changer, poate maxim și un mic wall. Cea de-a doua să ocupe în general cu legit hacking și e aici timp cu toții ce trebuie să avem un astfel de hack. Iar cea de-a treia să fie de semi -range. Că despre HVH, sincer nu aș vrea să mă bag în latura asta că probabil nu am cum să fac ceva mai bun decât ce este actual și nu are sens. Sunt curăț de părerea voastră, o aștept în comentarii, iar legat de nume, avem câteva opțiuni, dar sunt binevenite și noi idei. Va fi o nouă experiență pentru mine, vreau neapărat să reușesc să facem asta împreună. Sunt multe persoane care vor să apuce de hacker și nu știu ce să folosească, sau sunt persoane care vor să folosească hacker, dar nu le pot cumpăra, că nu merg anumite plăți. Și ca o veste bună așa pentru voi, o să încerc cumva să facem posibilă să fie acceptate toate modalitățile de plată, PaySafe, SMS, PayPal bani în viața reală, mi dați în mână să rezolvă nicio problemă. Ok. Cam atâta cu acest video. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!